Am avut un vis de noapte, mi-a arătat Domnul săptămâna trecută, cred că luni noapte. Am avut înainte lucrare că Domnul să-mi descopere o taină. Și am visat că mergeam așa ca pe o cărare, mergeam noi frați, unul după altul, dar la distanță. Și dintr-o dată drumul a început să urce, deci așa prima dată mai ușor, a început să urce. Și ca și cum ai urca pe munte. Și tă mai sus și dintr-o dată a devenit foarte abrupt, erau numai colțuri așa ieșite în afară și ne sprijineam și cu mâinile și cu picioarele și așa ne cățăram. Și atunci am auzit o voce care a zis, cine are bagaje, de aici încolo nu mai poate umbla, nu se mai poate urca. Bagajele erau cine își leagă inima de orice din lume, de tot ce lume, casă, mașină, bani, sau cine are în inimă neiertare, sau ține în inimă pe cineva, sau ține în inimă ceva. Deci astea erau bagajele. Și după aia, la un moment dat, s-a făcut zidul ăla pe unde urcam, drept ca peretele, exact ca peretele. Și unde urcam eu, de o parte și de alta, era așa ca untul și știi cum e sămânța, miezul de sămânță de flore soarelui, fără coje. Așa era parcă prin unt. Și cineva îmi zicea să eu să mănânc de ala ca să am putere. Și așa cum o urcam, dar știi cum o urcam? Ca și un păian, și peretele era drept și de o parte și de alta de peretele ala pe care mă urcam, era untul ăla. Și eu nu mă întindeam și o mână și eu nu mă întindeam și o mână și alta. Și luam și băgam în gură și mâncam de ăla. Și am avut puterea, așa m-am urcat ca și un păianj în păpărete în sus. Și am ajuns dintr-o dată la un tavan. Și acum zicea vocea că era o gaură mică, numai cât îți intra capul. Și deasupra noastră era aeroportul unde erau navele care ne duceau în cer. Și acolo numai tu încăpeai, că se strângea pământul pe lângă tine. Deci am văzut că cineva a intrat și eu trecut deasupra. Și așa am văzut în vis cum mi-am băgat și eu capul acolo, am zis aici trebuie să-mi bag capul, aici. Și atât era de strâmtă gaura aia, deci numai cât închepea omul, se strângea pe lângă tine. Și așa m-am trezit în vis, deci când mi-am băgat capul acolo și am început să urc prin gaura aia, sus era aeroportul cu navele care ne duceau în cer. Și o soră care are tălmăcirea visurilor, are dar de la Domnul, deci mi-a spus că Domnul mi-a arătat că o să vină vremuri grele peste noi și cei care au bagaje, deci nu vor putea să urce. Când va veni greu ăla mai mare, ei nu vor putea urca, deci vor rămâne pe cale și restul care se vor urca, deci, prin credință se vor urca, că Domnul îi va hrăni cu putere de la el și prin credință vor urca, că era peretele alea exact drept, zidul ăla. Și așa mă urcam ca și un păianjen. Deci, Domnul ne va da putere de la el și Domnul știe cum ne va hrăni, dar prin credință, mărit să fie Dumnezeu.